Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm că sunteți aici, împreună cu Andreea Negru, colega mea din această seară. Și Adrian Mănuțiu. Vă urăm bun venit la această seară minunată. Sunteți la Future Economy Gala, un eveniment reper pe piața de business din România. Suntem la prima ediție, cu siguranță vor urma foarte multe altele. Salut, în primul rând, prezența în sala reprezentanților guvernului, prin doamna ministru Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șansă. De asemenea, bună seara, sărbună! De asemenea, domnului Florin Spătaru, ministrul economiei, de asemenea, domnul Cătălin Canciu, secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, sunt, de asemenea, o serie de reprezentanți ai Parlamentului României, doamna senator Anca Dragu, de asemenea, îl salut pe reprezentantul Băncii Naționale, pe domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Muguri Sărescu. Îi spun bun venit și domnului Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. De asemenea, foarte mulți reprezentanți de marcă, din business, din mass media, din mediul academic și alte instituții publice. Tuturor, bun găsit! Vă spun și eu bun găsit cu ocazia acestui minunat eveniment, Gala Future Economy. Premiază excelența, asta ne-am propus în această seară, să premiem excelența în business, companii și antreprenori care au făcut performanță într-o perioadă marcată de profunde încercări economice, în vremuri dificile. Vă mărturisesc sincer că m-am alăturat acestui proiect, acestui demers al ziarului News în calitate de partener strategic și ca președinte al Asociației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, pentru că am constatat că asociația pe care o reprezint și ziarul News au preocupări comune, respectiv susținerea și promovarea antreprenorilor români, dar și participarea alături de factorii de decizie la identificarea de soluții viabile pentru o dezvoltare economică durabilă cu impact direct asupra comunității de afaceri și a societății în ansamblul său. Această asociație de dezvoltare a antreprenoriatului autohton a fost înființată în urmă cu 10 ani ca o nevoie stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o platformă de comunicare și promovare a modelelor de bune practici. Ei bine, ceea ce facem noi astăzi, încercăm să promovăm aceste modele de bune practici. Am lansat de curând platforma de business Future Economy, după cum puteți vedea și dumneavoastră, locul în care fiecare dintre dumneavoastră își va găsi locul aici, fiind o platformă dedicată exclusiv susținerii economiei românești sub toate formele ei. Vom plasa proiecte noi în acest sens și vom fi alături de dumneavoastră pentru o construcție durabilă, sustenabilă și rezilientă a unui mediu de afaceri competitiv. Avem printre noi o parte dintre câștigătorii perioadei pandemice, ai crizei energetice și ai schimbărilor din economie generate de războiul de la graniță, campioni ai economiei românești care au reușit să facă performanță în domeniile lor de activitate chiar și în vremuri tulburi. Bun, e o seară în care urmează foarte multe premii. Nu le divulgăm încă, nu suntem încă acolo, dar mai avem foarte puțin. Deocamdată vă spun doar atât. Activează în mass media de aproape 20 de ani, ocupând funcția de director de distribuție presă la Rodipet pentru 3 ani de zile, apoi de peste 15 ani director la Man Press, de 3 ani a ales și calea antreprenoriatului, înființând ziarul News. A identificat o nevoie în piața mass media, iar existența unui ziar care să susțină și să mediatizeze antreprenorii autohtoni este mai mult decât oportună. În urmă cu fix 2 ani, pe 9 noiembrie, a tipărit primul număr al ziarului News. Cu o strategie de business focusată pe investiții și dezvoltare, ziarul s-a dovedit a fi în cei 3 ani de activitate unul dintre principalii jucători pe piața de profil. Este un cotidian de altfel de interes și pentru cetățeni, apare de luni până vineri, îl puteți găsi. Își conduce business-ul după principii economice care pun valoare pe sustenabilitate, pe eficiență și, desigur, pe transparență, promovând antreprenoriatul autohton. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, o invit pe scenă pe Florina Manea, fondatorul ziarului News și, de altfel, gazda acestei gale Future Economy. Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Sunt onorată să fiu astăzi în fața dumneavoastră.
Tot mai mult se confirmă faptul că atât creșterea economică, cât și prosperitatea depinde de evoluția mediului de afaceri. Aceasta este motivul pentru care modele de bune practici trebuie să fie aduse în prim plan opiniei publice. Ziarul News susține și promovează antreprenorii, iar reușitele lor sunt subiecte în paginile publicației noastre. Ne dorim ca prin Future Economy Gala, organizată de Ziarul News, în parteneria cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton, să susținem excelența diverse sectoare economice și să aducem în prim plan modele de bune practici în afaceri. În această seară suntem împreună toți cei care contribuie activ la dezvoltarea economică și bunul mers al mediului de business din România. Fie că vorbim de instituții ale statului, companii naționale eficiente, antreprenori de succes și ONG-uri, într-un cuvânt oameni, a căror reușită este întotdeauna sinonimă cu performanța, iar noi ne mândrim cu ei. În cadrul acestui eveniment lansăm și revista care se numește Top 100 interviuri cu antreprenori autohtoni. Rezultatele și recunoștința lor ne determină să ne continuăm drumul la fel de entuziaști. Suntem implicați în mod activ și necondiționat în peste 25 de proiecte umanitare, sociale și educaționale, toate acestea contorizându-se în publicarea peste 1000 de pagini de ziar. Ne dorim ca anul viitor să dublăm numărul acestora. Ne-am asumat încă de la înființarea ziarului această misiune, acest rol de a susține educația, de a oferi sprijin proiectelor umanitare și vom continua să facem asta. Deviza după care mă ghidez în viață este ce vine de la tine, la tine revine. Închei prin a vă mulțumi pentru atenție și vă doresc o seară minunată! Mulțumim mult, Florina, mulțumim pentru că ai făcut posibil această seară. Vă spuneam că este o seară specială, este o seară în care premiem excelența, o seară în care premiem performanța în business și știm cu toții, nu se poate face performanță în business dacă climatul nu este unul stabil, dacă climatul nu este unul favorabil. Și pentru asta e foarte important să mizăm pe parteneriat, pe de multe ori public-privat, pe susținerea adevăratelor valori care reușesc să împingă mecanismele economice în fiecare zi. Și cred că următorul nostru invitat și următorul nostru vorbitor este un exemplu elocvent că poți să faci performanță în mediul privat, că poți să faci o carieră absolut extraordinară în mediul privat, apoi cu experiența acumulată să te transferi în zona publică. A început de altfel de mult, chiar ca unul dintre cei mai tineri, dacă nu cel mai tânăr purtător de cuvânt al guvernului. Oricum, asta se întâmpla acum ceva vreme, acum este ministru. Așa este, a părăsit presa în 2012 când a simțit că este vremea să facă ceva pentru oameni. A intrat așadar cu entuziasm în politică, spunând că pentru ea a trecut timpul vorbelor dintr-un studio de televiziune și a sosit cel al faptelor. Votată senator PSD, a fost unul dintre cei mai activi. În 2016 a câștigat fotoliul de primar general al Capitalei, stabilind astfel un dublu record, prima femeie primar al Bucureștiului și primul primar general din partea Partidului Social Democrat. Pentru Gabriela Firea, căci despre doamna ministru este vorba, a venit aproape pe acum un an o altă etapă, cea de ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse, cel mai nou minister din Guvernul României, un minister care răspunde de cele mai delicate, dar în același timp extraordinar de puternice și importante teme ale vremurilor noastre, protecția și drepturile copiilor și ale femeilor, asigurarea egalității de șanse, atât pentru femei cât și pentru bărbați, viitorul tineretului, o Românie puternică a vremurilor actuale și a celor ce vor veni. O invit așadar alături de noi, în aplauzele dumneavoastră, pe doamna Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse. Vă rog, doamna ministru. Mulțumesc foarte mult, prezentarea a fost deosebită și poate că nici nu o merit. Nu vreau să vă rețin foarte mult, pentru că este sfârșitul unei zile și cu siguranță aveți cu toți un program foarte încărcat și în familie și acasă. Doar câteva cuvinte. Mă simt foarte onorată să fiu invitată la această gală. Am organizat și eu la rândul meu acum
ani de zile când activam în presă și eram de fiecare dată extrem de emoționată în fața antreprenorilor, în fața oamenilor de afaceri, doamne sau domni, oamenii care mișcă motoarele economiei, oamenii care găsesc soluții în cele mai grele crize, oameni pentru care nu există, nu se poate, oameni care nu au un vocabular, cuvintele oboseală, plictiseală, renunțare, aceștia sunteți dumneavoastră și unii dintre dumneavoastră, în anumite etape ale vieții, decideți să lăsați pentru moment sau să puneți punct și virgulă, chiar dacă nu un punct foarte mare, domeniului care v-a atras în mod esențial și să veniți și în această zonă publică, care pare un miraj, dar credeți-mă, vă spun din interior, nu este niciun miraj, pentru că cel puțin persoanele de bune intenții vor să facă atât de multe lucruri într-un timp scurt și dezamăgirea de multe ori este foarte mare, pentru că ziua nu are suficiente ore, bugetul nu este suficient de adaptat pentru nevoile care există în fiecare domeniu de activitate și atunci este posibil să se ajungă la dezamăgire, la dezamăgire din partea cei care te susțin, din partea cei care așteaptă rezultate, dacă se poate, bune și repede, și atunci acest sentiment, cred că de multe ori, ne demobilizează. Ce nu ne demobilizează este exact ce faceți dumneavoastră. Și mă uit în sală și recunosc persoane și personalități foarte importante ale mediului nostru administrativ, antreprenorial, oficial, că avem și parlamentari în sală și salut, doamne și domni. Se spune că politica este un rău necesar, da, politicile publice se realizează în Parlament, în Guvern, aceasta este democrația, acestea sunt instituțiile democratice. Voiam să spun că pe scaunele din sală se află personalități care oricând, prin pregătirea pe care o au, prin experiența profesională și de viață pe care o dețin, ar putea fi oricând, nu doar miniștri, ai economiei, ai finanțelor, ci chiar prim-ministri. Și nu vreau să vă laud exagerat, dar pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc foarte mult ca și profil profesional și de ce nu și uman și abilitățile dumneavoastră ar fi onorante pentru orice executiv să fie exploatate în sensul bun al cuvântului pentru binele țării. Țară pe care cu toții sunt convinsă că o iubim, români pe care îi apreciem, așa cum suntem toți, cu bune și cu rele. Sperăm din ce în ce mai mult cu bune și cele rele să se spele și cele bune să se adune. Și închei aici urând tuturor laureaților din această seară felicitări, mult succes, organizatorilor să fim invitați și anul viitor, dacă se poate, indiferent în ce calitate. Iar Albert Einstein avea o vorbă, spun eu, mare. Prin logică, ajungi de la punctul A la punctul B, dar prin creativitate și inițiativă poți ajunge oriunde. Vă doresc să ajungeți oriunde doriți dumneavoastră. O seară bună, mult succes, Doamne ajută! Mulțumim, mulțumim și am să vă rugăm, doamna ministru, să mai rămâneți un pic alături de noi. Andreea Radu a pregătit atât, Andreea Radu, reprezentanta farmaciei și Happy Forever by Andreea, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru toți ceilalți speakeri din această seară. O mică surpriză. Te rog. Bun. Știm cu toții că trăim niște vremuri absolut halucinante, da? Depinde cum le privim în perioada asta post-pandemică, pe de-o parte, apoi toate turbulențele astea inflaționiste, presiunea geopolitică, avem un război la graniță, toate acestea pe umerii economiei care trebuie în permanență să se adapteze și știm cu toții cuvântul de bază este reziliența. Acum, nu de alta, suntem provocați să ne adaptăm fără drept de apel vremurilor pe care le trăim. Practic, cei mai creativi fură startul, nu-i așa, și reușesc să transforme o criză într-o oportunitate. România are toate argumentele să se numere printre statele care își pot valorifica resursele. Nu o spun doar eu, o spune alături de noi domnul ministru al economiei, domnul Florin Spătaru, pe care îl invit pe scenă alături de noi în aplauzele dumneavoastră. Bun găsit, domnule ministru! Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație! Am ajuns un pic cam greu, dar
Vreau să mă scuzați pentru cele câteva minute în care am întârziat. E o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră, pentru că vorbim de mediul de afaceri, vorbim de viitorul economiei românești. Vorbim de oamenii care, dumneavoastră, cei care creați acel motor și ne dați nouă putere să venim cu soluții, unele bune, altele pe care le contestați, dar cel puțin soluții care duc mai departe economia românească. Și haideți să vedem cam cum arată economia românească. Arată așa cum o știți și dumneavoastră, da? Cu bunele și cu relele, cu problemele pe care le are, cu o industrie care n-a mai avut un motor, n-a mai avut un imbold de vreo 30 de ani, cu un fost premier care vorbea de un morman de fiare vechi și cu un război la graniță, după cum spuneați, dar cu o mare oportunitate. Oportunitate care ține de transformarea industrială, ține de o nouă revoluție, cu un alt mix energetic și cu un alt obiectiv. Un obiectiv pe care ni l-am asumat până la urmă, da? Până în 2050, vrem să avem o economie verde, vrem să nu mai poluăm, vrem să reciclăm, vrem să folosim toate aceste materii sub o altă formă. Și cum putem să facem lucrul ăsta? Cum am putea să ne aliniem la un astfel de trend și cum am putea noi, românii și România, să, ca stat membru al Uniunii Europene, să nu mai ratăm momentele pe care de multe ori le-am ratat? Foarte simplu. Printr-o strategie, printr-o politică și prin dialog. Și cred că asta este lucru pe care noi l-am făcut împreună cu colegii din guvern, împreună cu colegii mei de partid. Asta am făcut. Am creat acel dialog, acea punte și acum vorbim de câteva elemente care ne dau speranță. Pentru că vorbim de o strategie pe economia circulară, dacă ne aducem aminte bine, cam acum câțiva ani de zile nu prea discutam de subiectele astea, da? Economia circulară era ceva care era pe undeva prin vestul Europei, nu prea îl vedeam prin zona noastră, dar acum avem o strategie, avem niște bani pe care îi folosim acolo și avem inițiativă din partea dumneavoastră, iar eu, ca ministru economiei, nu puteam să fac altceva decât să vă spun, haideți să mergem mai departe, haideți să creăm plus valoare, haideți să aducem banii acolo unde trebuie, într-o formă simplă, pragmatică și aplicată. Pentru că ăsta e mesajul pe care mi l-ați transmis. De fiecare dată când m-am întâlnit cu dumneavoastră sau cu reprezentanții dumneavoastră sau potențiali investitori străini, ăsta e mesajul pe care l-am primit. Nu mai faceți strategii de dragul strategiilor, nu mai umpleți hârtiile, sutele de pagini, fără să spuneți nimic. Fiți direcți, aplicați, spuneți-ne în ce direcție să mergem și atunci vom face lucrul ăsta. Cam acolo mergem. Acolo merge Ministerul Economiei, acolo merge și colegul meu Adi Câciu, când am creat împreună câteva instrumente financiare pe care le-am pus la dispoziția antreprenorilor și a mediului de afaceri și acolo ne vom canaliza toată această energie pentru că avem nevoie de dumneavoastră și cu siguranță și dumneavoastră aveți nevoie de noi. Vreau să vă mulțumesc pentru această seară, mă simt onorat că sunt aici. Pe de altă parte, vreau să vă felicit și să vă dau un pic din energia pe care o am. Eu, venit nou în sectorul public, pentru că o am, și să fim împreună pentru o economie românească mai bună, mai curată, mai rezilientă. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim, domnule ministru. O să vă rog să rămâneți și dumneavoastră un pic cu noi. Surpriza Andreea este și Radu pentru dumneavoastră în această și seară. Pentru dumneavoastră.
Următorul nostru invitat consideră o datorie schimbarea prejudecăților sociale care împiedică femeile să devină de succes nu doar acum, ci și în viitor, ceea ce e foarte, e foarte bine că cineva luptă nu doar pentru egalitatea de șanse, ci pentru promovarea valorilor. Crede că numai prin puterea exemplului putem influența generațiile viitoare și în calitate de fostă președintă a Senatului, în prezent oricum senatoare, deci în continuare parlamentar, este un partener permanent, un partener de dialog pentru mediul de afaceri și întotdeauna un om cu care se poate discuta și cu care se poate găsi soluții. Este ferm convinsă că împreună cu guvernul, cu reprezentanții societății civile, cu fiecare dintre noi, dintre dumneavoastră în această seară și nu numai, vom încuraja femeile să ia propriile decizii în viață. O invit așadar pe scenă pe doamna senatoare Anca Dragu, în aplauzele dumneavoastră și îi mulțumesc că se află în această seară alături de noi. Bună seara și felicitări pentru organizarea acestei gale și mulțumesc pentru că m-ați invitat și pe mine, desigur cu acest subiect foarte delicat. Știți, în Parlament sunt aproape 18% femei din totalul număr de parlamentari, 82 de femei din 466 de senatori și deputați, iar în guvern am avut o singură femeie, doamna ministră Firea, și de curând numărul femeilor în guvern s-a dublat. Este și doamna ministră Ligia Deca la educație. În primul rând vreau să felicit pe organizatori că s-au gândit la organizarea galei aici la Parlament. Pentru că legile se fac la Parlament și aici avem și timp de discuție. Avem timp să dezbatem în comisii. Eu sunt și membra Comisiei pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital și a Comisiei pentru Afaceri Europene. Și în aceste comisii discutăm cu dumneavoastră problemele pe care le aveți și la care aveți nevoie de soluții. De exemplu, mâine organizez o dezbatere pe subiectul internship, practică, stagiu pentru tineri, pentru că am constatat că, deși aceste forme de participare a tinerilor cumva în viața companiilor există, ele sunt foarte, foarte puțin accesate. De ce? Mâine sper să avem răspuns la această problemă și să venim cu o modificare legislativă. Dar să revin la subiectul